Bună seara, stimați telespectatori, sunt Denise Rifai, începe emisiunea 40 de întrebări. Iată regulile emisiunii. Îi voi adresa invitatului meu 40 de întrebări. Pentru fiecare întrebare va avea 2 minute să răspundă, dacă îi mai rămâne timp, iar eu consider că este necesar. Invitatul poate folosi timpul rămas pentru a răspunde la celelalte întrebări. De asemenea, invitatul meu are dreptul să refuze să răspundă. Să începem. L-am alături de mine în această seară pe realizatorul de radio și televiziune, Șerban Huidu. Bună seara, bine ați venit. Seara bună. O mare bucurie. Sunteți primul cârcotaș al României și continuați să vă mențineți pe locul întâi. Anul acesta se împlinesc 23 de ani de când, sub umbrela pamfletului, disecați vedetele autohtone și le faceți zile negre. Știu ce vorbesc. Cronica cârcotașilor are mulți fani și a obținut numeroase premii de televiziune. În ciuda acestor reușite, mulți dintre cei de care v-ați luat în cadrul emisiunilor dumneavoastră nu v-au compătimit în momentul în care ați avut mari cumpene în viață, ci au considerat că aceasta ar fi, de fapt, plata pentru toate ironiile pe care le-ați făcut. Partnerul dumneavoastră de cârcoteli a fost Mihai Găinușă, care a părăsit proiectul în 2014, iar la aniversarea de 20 de ani a emisiunii nici nu v-a răspuns la telefon. În plan personal, sunteți căsătorit și aveți 2 copii. Dincolo de tot ce s-a scris și tot ce s-a spus despre dumneavoastră, vrem ca prin intermediul celor 40 de întrebări să aflăm cine este cu adevărat Șerban Huidu și cât l-au afectat loviturile primite de la viață. Da, mulțumesc de invitație. O să încercăm să vedem cine e cu adevărat Șerban Huidu, deși în general se spune că în meseria asta trebuie să fii real, cum spun americanii, true. Nu e foarte mare diferență între așa cum sunt eu, e mare diferență față de cum am fost prezentat sau cum am fost țintuit de câte presă. Dar, mă rog, asta contează mai puțin. Vom lămuri toate aceste lucruri. Mulțumesc că mi-ați acceptat invitația să veniți aici la 40 de întrebări. Începem. V-ați născut pe 16 iulie 1976 în București. Tatăl dumneavoastră provine dintr-o familie de olteni din Vâlcea, iar mama era bucureșteancă. În timp ce bunicul patern era tâmplar, bunicul matern era preot. Astfel, aveți o descendență de invidiat. Pe de-o parte, vă trageți seva din țărani români care au reușit să scape de colectivizare, iar de cealaltă parte, aveți o bârșie într-o familie de intelectuali bucureșteni cu mare respect pentru carte. Până la vârsta de 3 ani, ați crescut la bunicii din partea tatălui, în Costești, sat care și-a câștigat o celebritate nedorită în 1999 din cauza incidentelor provocate de mineri și mediatizate inclusiv de CNN. După ce părinții v-au adus la București, la școală, ați revenit constant în satul bunicilor pentru a vă petrece vacanțele. Vreau să știu cât de mândru sunteți de familia dumneavoastră. Urmează întrebarea. La ce vă obligă rădăcinile? Mi-am pus de multe ori întrebarea asta. Rădăcinile, în primul rând, îți dau un sens în viață. Și cred că cel mai mult și cel mai mult îți creează un sistem de valori care, pe care îl poți avea, cred că în primii ani de viață. Vreau să vă spun că bunicul matern nu a fost preot, era diacon la o bisericuță din centru, Udrican se numește, o să vorbim. Și a făcut vreo 16 ani de pușcărie politică, dar mă rog, revenind, cred că până la urmă cel mai important de la părinți și de la rădăcini asta pre ei, un sistem de valori care să te ducă mai departe în viață. Și al dumneavoastră cum este? Al meu e bun. Eu așa zic. Mulțumesc. Vă citez. Sunt oltean din nord cu cățaua sub căruță. Cățaua.
aveți amintiri foarte frumoase despre vacanțele petrecute în satul bunicilor din Creierii Munților. Acolo mâncați fructe direct din pomi și mergeați la păscut cu vacile și oile. Uneori, animalele scăpau prin grădinile vecinilor unde făceau prăpăd pentru că dumneavoastră, ca orice copil, vă luați cu joaca în loc să le păziți. Despre viața trăită la țară ați spus așa: e altfel de spirit acolo și de fiecare dată când veneam la școală, după 3 luni de vacanță, aveam mari probleme cu limbajul și cu apucăturile. Chiar am avut nota scăzută la portare pentru că am fluierat odată pe hol, de-au crăpat cataloagele. Asta fiind preluată tot de pe câmp. Nu e de mirare că în copilărie erați alintat oltenașul. Urmează întrebarea. A dispărut vreodată oltenașul din Șerban Huidu? Nu a dispărut niciodată. A rămas acolo. Bine făcut că a rămas. Cred că atunci când mă întorceam din vacanță era cel mai complicat. Între primele săptămâni a readapta, dacă vrei, limbajul sau unele apucături. Dar, într-adevăr, cred că cel mai haios era problema cu limbajul. De-aia îmi spunea oltenașul, pentru că totdeauna aveam nasul când și vorbeam oltenești. Ce făcuși, veniți și acum, de unde plecați? Plus de asta, oltenii mai au un lucru foarte important pe care puțin îl înțeleg, repetă. Veni acuși la tine, acuși la tine, veni, veni, la tine, acuși. Adică spun cam de 3 ori același lucru, repede, și în mod instinctiv nu lasă pauze în vorbire. M-a ajutat, la radio m-a ajutat mult. Acum n-aș putea să spun dacă mai sunt denumit oltenașul, că la 100 kg nu mai poți fi oltenașul, poate oltenoiul. Mulțumesc! Bunicul din partea mamei, diaconul Milea, a făcut pușcărie politică. Vă citez. Era student la teologie la Galați în 1956, când s-au întâlnit 5 inși la un pahar de vin și au înjurat comuniștii de la putere. Unul dintre ei era turnător. După acea seară i-au arestat pe toți pentru uneltire împotriva securității neamului. N-a prins canalul, dar în rest le-a prins pe toate. După ce a ieșit din închisoare, bunicul nu a avut parohie, dar Patriarhia l-a angajat redactor la departamentul Cartea de Cult și diacon la Biserica Audricani. Vă lua cu el în deplasări, pe la casele Patriarhiei, și așa ați cunoscut personalități marcante ale Bisericii Ortodoxe Române, cum ar fi teologul predicator Constantin Galeriu, călugărul filozof Nicolae Steinhard de la Mănăstirea Rohia sau Arsenie Papacioc, unul dintre cei mai importanți duhovnici ai Ortodoxiei Române. În plus, în acea perioadă obișnuiați să cântați în strană. Vreau să-mi spuneți care este cea mai puternică amintire pe care o aveți cu bunicul dumneavoastră, diaconul Milea. Urmează întrebarea. Câți ani ați cântat în strana Bisericii Udricani? E foarte greu să-mi aduc aminte acum câți ani. În general mergeam duminica, era undeva, e undeva biserica lângă Teatrul Evesc, exact unde e Teatrul Evesc, în spatele lui este Biserica Udricani. A scăpat de buldozer pentru că era monument UNESCO. Și mi-aduc aminte, înainte să fie dărâmat centrul Bucureștiului, am prins o perioadă, l-am stăteam pe Șulea. Și, adică, acum se numește cam Reso, am numit Șulea, Brostito și Reso acum. Și luam tramvaiul 19, care exact acolo întorcea unde este acum Circul Fomei din Unirii. Exact acolo era un tribunal, mi se pare. Era cartierul evresc pe vremuri. Și mergeam duminica. Nu pot să spun că eram cântărețul pe care vi-l imaginați cu hăinuțe. Nu, mergeam fiecare duminică și la slujbe mă mai pițigăm și eu pe acolo. Aveam ceva voce, nu știu dacă e și urechi. În schimb, apropo de bunicul, cred că cea mai puternică amintire cu el este
după 90, când aproape de final, ne-am destul de mare să-mi dau seama pe ce lume trăiesc, mi-a povestit din puțin din ce a trăit în pușcărie și mi-a zis așa: Șerbane, ține minte ce își pot face oamenii unii altora. Asta e cea mai puternică amintire. Mulțumesc. Ați povestit că în copilărie vi s-a întâmplat de mai multe ori să pis la un pas de înnec. Vă citez. Nu am fost deloc cu minte. Era să mă înnec în toate lacurile pământului. Am o atracție pentru apă. Știam să înot, dar înotam pe unde era prea adânc. Odată am căzut în lacul Techirghiol. Era o zonă plină de mătasea broaștei pe care alunecam și nu puteam să mă mai întorc la mal. De-a lungul vieții ați avut și alte cumpene, mult mai grele, care v-au marcat și v-au transformat existența. Urmează întrebarea. Ați simțit vreodată că nu veți mai putea ieși la liman? Asta e o întrebare grea. General, în viață, am făcut totul foarte ușor. Mi se pare că e ușor. Mi se pare că e ușor să nu dorm decât două, trei ori pe noapte. Mi se pare că e ușor să vorbesc la radio. Mi se pare că e ușor să știu lucruri. Mi se părea totul foarte ușor. În momentele de cumpănă, cum spuneați, în spital, de exemplu, sau după spital, după ce am fost în comă, era totul foarte greu. Adică puteam face lucruri, gândeam lucruri, era ca și cum ai fi în fața unui copac plin cu fructe pe care nu poți să le iei. Le vezi, le dorești, îți plac, dar nu poți să le iei. Și atunci, într-adevăr, situația în care te găsești ca personaj cu foarte multă încredere în tine este cel puțin ciudată, dacă nu groaznică. Da, au fost situații, mai ales după accidentele mele, au fost situații în care m-am gândit bine dacă pot să merg mai departe sau nu. Mulțumesc. În școala generală, așa cum se obișnuia în perioada comunistă, ați fost făcut pionier și ați purtat celebra cravată. Ați ajuns chiar și comandant de grupă, dar la un moment dat, pentru că nu erați cu minte, vi s-a ridicat șnurul în fața careului și era să fiți dat afară din rândul pionierilor. Ați urmat apoi Liceul de Mate Fizică numărul 3 din București, actualmente Liceul Alexandru Ioan Cuza. În 2014, la 20 de ani de la absolvire, v-ați întors la liceu pentru a depăna amintiri cu foștii colegi, iar unul dintre ei a spus așa: liceul a fost cea mai frumoasă perioadă din viața, păcat că atunci nu eram conștienți de asta. În ceea ce privește notele pe care le-ați avut, ați mărturisit că după ce ați răsfoit catalogul, vă citez, m-am luat cu mâinile de cap. Cred că am avut cele mai mici note din istoria liceului. Urmează întrebarea. Cât a contat școala pentru dumneavoastră? Școala a contat foarte mult și, într-adevăr, notele erau mici, dar, pe de altă parte, ele veneau ca fiind o medie care să nu te lase să te culci pe urechea bleagă. Adică, pe vremea respectivă, nu prea contau notele din timpul anului, nici mediile, nici media generală. Conta să știi lucruri. Aveam un profesor de fizică, domnul Zamfir, a murit, cred, acum 2 ani, care venea în clasă, îți dea o problemă și spunea: problema asta pleacă din nota 10. Cine rezolvă în următoarele 5 minute, are 10. Veneai, făceai problema, că de fuidus, ți era ușor. A doua zi, când venea și intra în clasă, primul lucru făcea: huidule, unde-i tema? Păi nu, 2. Și așa erau notele mele. 8, 3, 9, 2. Adică niciodată să nu scap, să nu mă culp pe urechea bleagă, să am note de trecere ca să nu învăț. Poate că era un sistem mai bun. Nu știu dacă era mai bun sau mai puțin bun, că zic oamenii și din ziua de azi, dacă la examen elevul prinde o zi proastă, totuși el a învățat a lungul timpului, e cu plus și minus. Dar școala îți dă
un sistem de valori de care vorbisem înainte. Eu cred că generația mea, generația X, a mai prins puțin din școala aia sovietică. Da? Din păcate, generația de după noi, da? Nici măcar școala aia n-a prins. Nici măcar școala și nici informația n-au avut. Generația de după e generația Z, s-a născut cu calculatorul în mână. Deci au acest lucru. Măcar informația. Școala trebuie să-i învețe să deceleze între informația bună și informația proastă. Vă mai dau timp. Nu mai dați timp, că am zis. Sistem de valori îți face școala. Vreau să-mi spuneți pe ce se bazează acest sistem de valori. Pe ce ar trebui el să se bazeze? În primul rând, cred că ar trebui să se bazeze pe corectitudine și ceea ce indivizii în România nu prea au, din păcate. Prea mult individualism, prea puțin... Vă dau timp. Nu e vorba de timp. E prea mult individualism și prea puțin empatie față de alții. Mulțumesc. Despre tinerii din ziua de azi, am spus că sunt deștepți și deschiși la minte, dar că știu prea puține lucruri despre România comunistă și despre cum și-au obținut românii libertatea la Revoluție. Ați avertizat că de aceea există și riscul ca trecutul să se repete. Vă citez. Copiii nu știu lucrurile astea și ar trebui ca părinții lor să le povestească, pentru că este foarte ușor ca unul dintre ei să se ridice, să ajungă un al doilea dictator. Mai mult, generațiile tinere au acces nelimitat la informații pe internet, dar trebuie să discernă între ce e adevărat și ce este fals. În ultimul timp, se vorbește despre cum internetul a devenit un instrument folosit pentru a da jos dictatorii lumii, dar și despre faptul că este un excelent mijloc de control și de manipulare. Urmează întrebarea. Cât de manipulați suntem? Foarte mult. Din păcate, apropo de internet, există TED-uri. Ce sunt TED-urile? La TED-uri acolo, la un moment dat, după Brexit, a venit o tipă de la The Guardian, cred, o tipă ziaristă, care a explicat care au fost mașinațiunile și cum s-a intervenit în democrație prin Cambridge Analytica și cum Brexitul, pe lângă voința populară, a fost și voința unor oameni care au indus voința populară. Deci cred că suntem foarte manipulați, din păcate, de internet, iar, așa cum spuneam ceva mai devreme, cred că școala, în principal, trebuie să-i facă pe cei mici să înțeleagă, facă diferența între ce e viabil și ce nu e viabil pe internet. Mă știu, cred că acum, câteva zile, am citit niște versuri de Eminescu pe internet, ultimele versuri, cu Zamolse, cu Daci Liber, cu... Era clar, pentru un minim de cultură, că e greșit cu Daci Liber și la Eminescu. Dar mă rog. Deci cred că e foarte ușor de manipulat și cred că asta este și călcâiul lui Ahile în ceea ce privește aceste povești de pe internet, grupuri sociale și mai departe. Deci dau portavoce tuturor nebunilor. Deci dacă până acum 20 de ani cam era o triere, da? Acum nu mai nicio triere. Orice nebun are portavoce, se cheamă Facebook, Instagram, TikTok. Și atunci trebuie să decelăm care e nebun și care spune lucruri bune. Și cum facem asta? Cu școală. Mulțumesc. Sunteți fan al muzicii rock. În adolescență aveați o întreagă colecție de albume cu AC/DC, postere, reviste și fotografii cu idolii dumneavoastră. Vă plăcea mult să ascultați radioul și făceați tot posibilul să nu ratați emisiunile dumneavoastră preferate. Vă citez. Mâncam radio pe pâine. O emisiune care îmi plăcea era O melodie pentru fiecare, unde la un moment dat, în 88-89, dispăruseră toate melodiile străine. Și mai era emisiunea Răspundem ascultătorilor. Le-am scris și eu. Le-am pus o întrebare despre OZN-uri. Și mi s-a răspuns scurt. Nu există OZN-uri. Urmează întrebarea. Mai credeți astăzi în OZN-uri?
Nici atunci nu cred că eram foarte convins că există OZN-uri, doar că erau niște teorii ale conspirației care în perioada respectivă râcheau așa cenzura respectivă. A fost interesant povestea cu OZN-urile, mai plăceau o emisiune de la radio, se numea Din țările socialiste. Oricât de ciudat ar părea, numele te duce la o emisiune despre comunism, socialism, politică și mai departe. Din țările socialiste era o emisiune cu muzică rock din țările socialiste. Deci aveai muzică rock din Rusia, din Cehia, din DDR, de erau rockeri. Și cântau rock. De-aia și rămas emisiunea, că nu putea nimeni să se atingă de o emisiune care se numește Din țările socialiste, chit că ea era rock. Asta și muzică rock mai ascultați? AC/DC, Metallica. Sunt hardcore. Old school. Bine, mulțumesc. Mergem mai departe. Motorhead. Vă citez. Mi-am dorit întotdeauna să ajung să lucrez în media. Ei, și nu mi-a luat decât vreo 5 ani. Și când am ajuns, n-am mai plecat. În 1995 v-ați angajat la Radio 21, unde ați muncit 6 luni gratis. După 2 ani, șefii v-au propus să faceți o emisiune de 3 ore sâmbăta. Emisiunea s-a numit Cronica Cârcotașului, denumire pe care ați împrumutat-o de la rubrica săptămânală a colegului Vadi Rus, în care comenta aparițiile TV ale starurilor de la acea vreme. Vă citesc din nou. Convenisem să folosesc date de pe proaspătul internet montat la radio. Zis și făcut. În prima emisiune nu mergea netul, așa că a scris Șerban. După o săptămână nu mergea netul, a scris tot Șerban. A treia săptămână mergea netul, dar a scris tot Șerban. Așa a început totul, ca o joacă. Urmează întrebarea. Ați ajuns cel mai bun cârcotaș pentru că v-a picat netul? E foarte posibil și asta. Nu cred că aș fi citit exact ce găseam pe net. Cred că aș fi reinterpretat, rescris, pus cumva să fie vorbit, că în radio e important să scrii vorbit, să le ai pe toate ca și cum ai vorbi, nu le-ai citi. Dar se poate spune și așa. Am ajuns cârcotaș și pentru că nu mi-a mers net. A fost o perioadă foarte romantică, așa, în ceea ce privește media. Mie mi s-a părut fascinant radio și în continuare mi se pare fascinant, pentru că la televiziune râzi, glumești, te strâmbi, faci o grimasă, mai induci o stare sau joci sau... Pe când la radio trebuie să faci ascultătorii să-și imagineze. Și în momentul în care își imaginează, pot zâmbi, se pot gândi și mai departe. Dar este un lucru în plus pe care trebuie să-l faci la radio. De-aia radio este o școală foarte bună pentru televiziune. Îmi pare rău dacă n-ai trecut prin radio. Acolo am început. Atunci, dacă ai început prin radio, știi foarte bine la ce mă refer. Cam asta e povestea. În general, oamenii de la televiziune sunt mai cunoscuți, dar cei de la radio cred că sunt mai buni în meserie. Deși Radio Kill, cum era? TV Kill de Radio Star. Mă rog. Mulțumesc. În 2000, după 3 ani de emisiune la radio, ați fost sunat de omul de afaceri Cristian Burci, care căuta în acea perioadă persoana potrivită pentru a face o emisiune de opinie la postul său de televiziune. Vă citez. Șoferul lui a fost cel care i-a spus: șeful, dar e unul bun la radio. M-a sunat și ne-am văzut. Se uită Cristi la mine și îmi spune: tu ești ăla de la radio? Bine, uită-te la asta. Și îmi pune în brațe o casetă cu Stricia la Notiția. Eu habar nu aveam cu ce să mănâncă televiziunea. Pe 14 aprilie 2000 ați lansat emisiunea Cronica Cârcotașului la TV, cu dumneavoastră cârcotind singur la pupitru. Despre acel moment ați povestit așa. Eram un tip de 55 de kilograme, cam ciufulit și răzvrătit, împreună cu un papagal în colivie, cu două fete cu
cucuiete pe post de dansatoare și cu o echipă care se întreba ce vrea agariciul ăsta de la noi. Anul acesta se împlinesc 23 de ani de la debutul emisiunii care v-a făcut celebru și care a devenit un adevărat fenomen media. Urmează întrebarea. V-a decis cariera în televiziune un șofer? Da, începusem înainte de prima TV, începusem la Antena 1 o emisiune în concurs, se numea Bun Prieteni, pe care am făcut-o timp de, am prezentat-o timp de 2 luni sau 3 luni, nu mai știu, făcusem multe emisiuni că se trăgeau. Am înaintat o propunere de refacerea unor lucruri de emisiune, că erau niște lucruri care nu mergeau. Mi s-a spus că nu mai fac parte în echipa lor. Dar în toamnă, când am reînceput emisiunea cu Mircea Badea pe post de prezentator, au respectat în tocmai ceea ce am scris eu acolo. Deci nu era chiar greșit. Deci prima dată în televiziune nu am fost la prima, am fost la Antena 1. Victoraș îl chemăm pe șofer. A avut o istorie foarte veselă. La un moment dat a emigrat, s-a însurat în Venezuela, s-a întors, mă rog. Dar Victoraș mergea cu mașina și el asculta cronica la radio. El i-a spus, șeful, vezi că ăsta e bun. Și el a insistat să ajung să am o discuție, dar după anii de muncă de după fostaia, a fost doar ai mei. Dar întotdeauna există un... vezi, toți oamenii ăștia care vorbesc despre motivaționale, despre cât de bun să fii, cum să faci și mai departe, și cât de pregătit să fii, uită un singur lucru. Unul singur, care n-are nicio legătură nici cu tine, poate nici cu alții, se numește noroc. Pentru mine, norocul în televiziune a fost Victoraș. Mulțumesc. Mergem cu prima întrebare roșie. În 2000, l-ați întâlnit pe Mihai Găinușă și l-ați convins să vă devină coleg mai întâi la Radio 21, la emisiunea matinală, și apoi, în 2001, la televiziune, unde ați transformat cronica cârcotașului în cronica cârcotașilor. A urmat o perioadă de succes uriaș, iar atunci când ați primit prima dată premiul TV Mania pentru cea mai bună emisiune de divertisment, ați spus așa: până la urmă, niște nei ca nimeni, cu fonduri infinit mai mici decât alții și venind de la o televiziune fără mari pretenții, ajungeau să îi bată pe toți. Nu doar emisiunea a devenit cunoscută, dar și rubricile ei, așa că ați înregistrat la OSIM mărcile Cronica Cărcotașilor, Top Rușinică, Dezbrăcatul, Puștu, Bebelușe și Mistrețul. Urmează întrebarea roșie. Veți rămâne cârcotaș pe viață? Asta e întrebare roșie. Mă așteptam să fie ceva mai roșu, mai... Evident, e așa cum am spus la începutul emisiunii, cred că trebuie să fii foarte real ca să reziști în acest domeniu. De-aia nu cred povești despre ce rol joc eu, dar eu de fapt sunt altfel, dar eu joc un rol. Lumea te miroase când joci un rol. În general, și cei care sunt detestați și cei care sunt iubiți nu joacă un rol, sunt ei. Din această cauză, sau datorită acestui lucru, nu știu cum să o pun, cred că voi rămâne cârcotaș până când voi închide ochii. Pe de altă parte, accidentele mele, experiența, m-au făcut poate să nu mai fiu atât de incisiv și poate un pic mai afurisit în alt mod. Adică tace, dar le zice la final. Poate nu atât de incisiv. De fapt, accidentele astea ale mele, asta au și făcut. M-au făcut să ascult mai mult. Asta era una dintre marile mele probleme. Da, zi, așa, ok. Dacă puteai să-mi spui 3 minute, era bine. Dacă nu, mă pierdeai. Și atunci, poate cam
decelerat un pic și am ascultat mai mult oameni. Mulțumesc. Relația cu Mihai Găinușă a evoluat și din colegi ați devenit foarte buni prieteni. I-ați fost și nași de cununie, i-ați botezat fica. La un moment dat, Finul v-a pus la cale o farsă într-o emisiune. În timp ce erați la cabina de machiaj, ați fost anunțat că, din greșeală, vi s-a aplicat o substanță toxică pe cap. Imediat, niște smocuri de păr, plasate cu grijă de coafeză, au început să cadă. Nu ați rămas dator și ați făcut lui Mihai Găinușă renumita farsă în care Cătălin Smărândescu v-a fost complice. Atunci, fostul bodyguard al lui Gigi Becali l-a amenințat că îi rupe mâinile și că îl închide în portbagajul mașinii. Totul părea atât de real încât finului dumneavoastră i-au dat lacrimile. Farsa s-a încheiat cu apariția lui Gabi Jugaru, care i-a spus lui Găinușă: a fost de la nașul, pentru aia cu părul. Urmează întrebarea. Cât de răzbunători sunteți? Na, n-aș putea spune că sunt răzbunător, dar nu răbdător. Adică, nu știu dacă îți fac neapărat rău, dar dacă mi-ai făcut odată ceva, balanța trebuie echilibrată. Adică, cred că din punctul ăsta de vedere, Oltenașul, de care vorbeam mai devreme, mai are încă un cuvânt de spus. Dar nu pot să spun că sunt un om rău sau care caut să-i răzbun. Uneori poate n-am ajutat oameni și am devenit foarte rău, doar pentru că nu i-am ajutat. Nu pentru că le-am făcut ceva rău, doar pentru că nu i-am ajutat. Erau atât de obișnuiți să fie ajutați, li se cuvenea atât de mult, cu ghilimele de rigoare, încât au fost foarte, cum adică, știi, este cam bancul ăla cu unul care pleacă în Italia să muncească și pe lună îi dădea 300 de euro și fratelui, îi trimitea, și la un moment dat, după 5 ani, i-a mai trimis. Și a zis, bine, dar de ce nu mai trimis bani? La care spune, păi uite, a intrat filmul la facultate, trebuie să-i dau lui bani să ducă la facultate. La care frate spune, bine, pe banii mei. Exact la fel se întâmplă și în viață. Care e cel mai mare defect al dumneavoastră? Cred că am două. Unul, sunt destul de încrezător în oameni și doi, nu știu să spun nu. Și de foarte multe ori lucrurile s-au întors împotriva mea. Adică nu consider vinovați pentru greșelile pe care le-au făcut față de mine oamenii care au făcut greșelile respective, ci mai mult eu, pentru că i-am acceptat. Și dezamăgit vine de la amăgit. Mulțumesc. Una dintre noutățile introduse odată cu emisiunea au fost dansatoarele pe care le-ați numit bebelușe. Delia Florea era bebelușa brunetă, iar Oana Ioniță bebelușa blondă. Lor li s-au alăturat pe parcurs alte dansatoare, printre care și Ioana Petric. Încă din prima ediție ați lansat replica bebelușelor dans. Frumusețea și talentul lor au fost și sunt admirate, dar au dat naștere și la tot felul de scenarii în presă. Unul dintre ele făcea referire la faptul că între dumneavoastră și Ioana Petric ar fi fost mai mult decât o relație strict profesională, mai ales că în timp Ioana a fost promovată în rolul de coprezentator. Ați și fost fotografiat împreună cu fosta bebelușă într-un restaurant, iar acele imagini au alimentat zvonurile potrivit cărora ați fi avut o relație amoroasă, deși amândoi ați negat acest lucru. Urmează întrebarea. Cui nu-i plac bebelușele? Bună întrebare asta. Credeam că urmează ceva mai roșu, dar o să lămâresc și cu Ioana și cu bebelușele. Cred că bebelușele nu plac unei categorii destul de mici, de pudibonzi, care au zis că în spatele acestei emisiuni, care se vrea să îndrepte moravuri, stau niște bebelușe care chiar asta fac, dansează pe masă. Bebelușa Ioana Petric a făcut dreptul la stat, a luat, în ciuda tuturor bancurilor făcute pe seama ei cu dansează bebelușe și mai departe, la stat, la Universitatea de Stat,
și lucrează în Cronică de 16 ani. Știu cum am dus și am luat-o de acasă când avea 16 ani. A câștigat un concurs. A fost un concurs și l-a câștigat și avea 16 ani. Și cealaltă, Cristina, avea 15 ani și 10 luni. Și m-am dus la Cluj, acasă la ea, să-i spun mamei și tatălui că trebuie să vină luni și marți la filmare. Și venea luni după școală cu avionul, pleca marți după filmare cu avionul. A fost 2 ani în care bebelușa a venit în fiecare săptămână la București până când să se mute cu școala. Stătea într-un apartament care era al meu. Era foarte apropiată de mine și familia mea. Iar eu în ele n-am văzut decât fetele mele. E foarte greu să ai o relație cu cineva pe care îl vezi ca fiind fata ta. Bine. Ați văzut vreodată altceva în bebelușe? Vă dau timp? Nu. Mulțumesc. Pe 29 decembrie 2010, în timp ce vă aflați la schi în Austria, ați fost la un pas de a vă pierde viața. După o manevră prin care ați încercat să evitați niște copii aflați pe pârtie, ați pierdut controlul schiurilor și v-ați lovit de un copac. Ați rămas inconștient după impact, iar medicii de la spitalul din Innsbruck v-au pus diagnosticul de hemoragie craniană și au luptat zile întregi pentru viața dumneavoastră. După ce au aflat că sunteți în comă indusă și că aveați doar 10% șanse de supraviețuire, familia și prietenii s-au rugat pentru o minune. Peste ani, fiind întrebat dacă ați văzut vreun tunel sau vreo lumină atunci, ați spus așa: ultima imagine e din teleschi când urcam spre pârtie în acea zi de 29 decembrie. Apoi ajung brusc în 16 ianuarie când mi-am revenit în simțiri. Între ele nu mai știu nimic. Blank, blackout, vid. Urmează întrebarea. Ce ați văzut prima oară când v-ați revenit din comă? Aici e o poveste un pic mai nuanțată. N-am fost niciodată în comă indusă, am intrat în comă de pe pârtie. De când a avut loc incidentul. Incidentul a avut loc, știi cum se spune, că la viteze mari faci un singur accident. La viteze mici te mai rezolvi, într-un fel. Îmi pusesem schiul fără să scutur zăpada și de a sări, de fapt, schiul. Am fost dus cu elicopterul, am avut un noroc chiar pentru că spitalul se vedea de pe pârtie. Era atât de aproape, era. Am ajuns, scorul comei se numește Glasgow. Între 15 normal, 13-15 zevi, între 9 și 13 zevi dau cu sechele, între 9 și 5 ai sub 10% șanse de vii și sub 5 e o problemă mare. Eu am avut 6, dar mai tare ca mine este Cotabiță, care a avut 3. Deci el e mai prezent în povestea asta. N-am văzut foarte multe lucruri. Mi-a revenit după o zi din comă, dar aducerea minte, amintirea am de pe 16. Vorbeam cu oameni în engleză, n-aveam probleme de comunicare, dar amintiri am din 16. Vă dau timp. Ianuarie. Mi-ați spus că v-ați scuturat că nu v-ați scuturat schiul de zăpadă. Da. Și? Schiorii știu. În momentul în care ai o căzătură, trebuie să scuturi nu neapărat schiul, legătura. Legătura schiului cu clăparul, a care zăpadă și nu e scuturată, se închide, dar nu foarte etanș. Și atunci, când am făcut manevra respectivă, am căzut și am, mă rog, e mai complicat, am căzut pentru că a sărit schiul. De asta. Asta s-a întâmplat. Bine.
Mergem mai departe. După ce v-ați revenit din comă, ați mai rămas 3 săptămâni internat pentru recuperare în spitalul din Innsbruck. În acea perioadă, familia a fost șocată de agresivitatea cu care presa a încercat să afle orice informație despre starea dumneavoastră de sănătate. O citesc pe soția dumneavoastră. Când Cerban era în spital, medicii îmi spuneau că nu au văzut niciodată asemenea ferocitate din partea jurnaliștilor. Sunau și se dădeau drept doctor din Viena, au venit la spital, au încercat să intre în salon să obțină fotografii. Nu au avut nicio limită în a păstra distanța de care noi am fi avut atunci nevoie. Vreau să-mi spuneți dacă i-ați înțeles pe colegii din presă care, în goana după senzațional și pentru exclusivități, nu v-au cruțat nici pe dumneavoastră, nici pe membrii familiei dumneavoastră. Urmează întrebarea. I-ați înțeles pe jurnaliști? Venind dintr-o țară în care tabloidele au ajuns să dicte, tabloidele mă refer nu numai la ziare, în general, și televiziune tot niște tabloide sunt, această rețetă a fost inventată de către englezi care sunt mai rei decât noi. Mult mai rei. De exemplu, Ursmeier a arbitrat Anglia la un moment dat și a dat un penalty. Cei de la The Sun au mers în Elveția, la fiul lui Ursmeier, care era fan Arsenal, și l-au pus să strige împotriva tatălui. Ceva îngrozitor. Dar, având în vedere cum e presa în România, eu i-am înțeles. Am înțeles de ce au făcut asta. Pe de altă parte, sunt niște limite peste care de foarte multe ori au trecut. De exemplu, era o colegă, nu o să spun cine e, care tot așa spune, uite ce mi-a făcut mie huidul mental la televizor, dar eu l-am văzut când era în Viena acolo și era vaistau lui și ieșea viața din el și totuși, unu, n-a fost în Viena, doi, n-avea cum să intre acolo pentru că chiar nu avea cum să intre, niciun jurnalist care crede că el că poate să intre oriunde acolo nu avea cum să intre, în România defilează. Ai văzut la colectiv, toți erau peste tot. N-au ce să caute. Dar mă rog. În schimb, directorul spitalului din Innsbruck, la un moment dat a venit și a zis, mă, dar cine dracu e ăsta? Cine e ăsta, frate? La mine au venit președinți, premieri, miniștri. Mă, dar niciodată n-au fost 5 care de reportaj în fața spitalului. Cine e ăsta? Nu știu dacă era atât de important ăsta față de miniștri respectivi. Dar el n-a putut să înțeleagă că așa, poate că din punctul lor de vedere era bine, poate că ce facem noi e un pic peste limită. M-ați întrebat dacă înțeleg pe jurnaliști. Altfel nu eram aici, dacă nu înțelegeam. Cred că eram undeva pe câmpii, internat. Bine, mulțumesc. Relația noastră cu jurnaliștii a fost dintotdeauna tensionată. Vă reamintesc un episod din 2004, când ați deversat o vidanjă în fața redacției publicației VIP, care scrisese că ați fi avut o relație extraconjugală cu o tânără de 19 ani, dornică de afirmare. De fapt, dumneavoastră aveați de gând să goliți vidanja chiar în interiorul redacției, dar jurnaliștii au închis repede geamurile. I-ați sfătuit atunci pe locatorii din zonă să rămână în case, avertizându-i că va mirosi destul de urât în următoarele ore. V-ați explicat atunci gestul așa. Scrie despre mine, arată-mă acolo în orice fel posibil, atâta timp cât poți să demonstrezi ceea ce scrii. Ei au scris efectiv niște aberații. Urmează întrebarea. A ce vă miroase astăzi presa? A fost un gest care vrea să arate și atunci, că și atunci mirosea ca și acum. Poate aceeași duhoare pestilențială. Dar, să vă spun, redacția VIP era la un demisol. Era într-un demisol, undeva în spatele CC-ului, da? Era un demisol. Deci nu era etajul 1, parter sau... Era un demisol. Când am luat această hotărâre, am vorbit cu domnul Prigoană, care deținea vidanje, și am zis, vreau să închiriez o vidanje plină.
Păi uite, te costă atât. Domnul Prigoană, trimiteți-mi vidanja în spate la CC. Au trimis vidanja și așa, acum ogolim, era un fel de balcon, un fel de gaură, adică chiar a fost în redacție. Au închis geamurile ca, dar a fost, adică greu de ieșit. Și era ca un balcon așa înainte de demisol și acolo. Eu am dat drumul, a fost amenda, am plătit amenda, dar am plătit-o foarte bucuros. Presa din ziua de azi e poate chiar mai rău decât presa de atunci, pentru că, pe vorba lui Becali, pentru că de ce? La un moment dat, Dan Diaconescu a avut o vorbă, mare vorbă. Veți vedea că OTV va ajunge peste tot. Acum suntem la aproape 15 ani după OTV și da, este peste tot. Bine, mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. Medicii de la spitalul din Innsbruck v-au externat după o lună și jumătate de la accidentul suferit la schi. Ați postat atunci acest mesaj pe Facebook. Am avut un accident groaznic. Sunt treaz și un pic amețit. Acasă voi continua recuperarea. La scurt timp după ce v-ați întors în țară, ați avut o intervenție scurtă în emisiunea Cronica Cărcotașilor. Telespectatorii au văzut atunci că încercați să nu vă mișcați mâna dreaptă și că vorbeați cu dificultate. Ați explicat așa. Sunt niște sechele pe care o să le am toată viața. În general, după un accident de genul acesta, în primii 3 ani te recuperez cam 90%, iar restul de 10% îi recuperez destul de greu în ani de zile. Accidentul de la schi m-a mai calmat, ca să spun așa. Nu mai sunt cel de dinainte, clar. Cei care mă cunosc știu. Au trecut deja 12 ani de la accidentul din Austria. Urmează întrebarea roșie. V-ați revenit total după accident? Nu, și nu se poate spune asta. Gândiți-vă că a fost o traumă majoră. N-am fost operat, dar trauma a existat. Se spune traumatism craniocerebral, înseamnă că ești lovit la cap, ai o vânătaie, un cucui, ăla e craniocerebral, înseamnă că el, creierul care e ca o gelatină, se zguduie. Și când se zguduie, atunci e o problemă. Adică poți să ai cască în cap, să mergi cu motocicleta, să ai un accident, să n-ai nimic la cap, vizibil, dar înăuntru să fie probleme. Și atunci eu am avut toată povestea asta mea din interior a fost cumva pe partea stângă, deci partea dreaptă a avut niște probleme. Nu știu dacă ia camera, îmi vede mâinile, îmi vede mâinile? Bun. Cam asta a rămas. Mâna stângă e mai rapidă. E adevărat, te recuperezi în primele 6 luni ce mai mult. După aceea, cam în 3 ani, 90%, iar restul ce se mai poate recupera, se recuperează în ani și ani și ani și ani. Slăbeam câte 2-3 kg atunci când făceam recuperare. Și ce mai complicat era să stai în vârful piciorului. Așa. Și făceam, cred că, 30-40 de exerciții odată. Urcam scări. În momentul în care ești lovit la cap, dispar automatismele. Când urci, când mergi, nu te gândești cum mergi. Eu mă gândeam cum merg. Deci piciorul ăsta îl duci în față, îl dai jos, apeși. Astea erau toate lucruri pe care încă nu le refocusem automat. La not, eu înnot cam 20 de bazine. Când am fost prima oară pe accident, am notat 4 bazine și era să mor. Deci sunt lucruri care am învățat să vorbesc. Pentru un care făcea radio și vorbea ca oltenașii, e complicat. Și atunci cred că m-am recuperat cât am putut. Înăuntru există două lovituri, două traume, pe partea stângă și pe partea dreaptă a creierului. Cei care sunt loviți pe partea dreaptă nu au memorie, în schimb vorbesc bine, arată bine, n-au nicio problemă. Aici spune că sunt normali. Dar dacă îi întreb ce am mâncat dimineață, habar n-am. Dacă eu eram lovit în partea cealaltă, aș fi avut reale probleme în a face misiunile, în a gândi lucruri, în a spune lucruri.
Poate că era mai normal, vorbeam mai bine, mă mișcam mai bine. Dar nu știu dacă în televiziune te ajută mult asta. Bine, mulțumesc. Ați povestit așa. Pe o parte din Poiana Brașov, în 2007, medicul ortoped, Doru Filipescu, se uita la un nebun cum schiază. Hoidule, tu la mine ajungi. Din nefericire, am ajuns la Innsbruck cu un traumatism mult mai grav la cap. Primul om care m-a sunat când am ajuns acasă a fost el. Hoidule, mai bine ajungeai la mine. Întrebat dacă v-ați fi tratat în România, ați spus că nu aveți încredere în sistemul de sănătate din țara noastră. Vă citez. Adevărul e că nu am fost operat, deși toată lumea a crezut asta. Medicii au avut răbdare să vadă cum evoluează totul. La noi cred că mă trepanau din secunda 1. Urmează întrebarea. Ați căpătat încredere în sistemul medical din România? Aici există două mari idei. Prima idee este că, domnule, trebuie să fii patriot, trebuie să te ajuți și sistemul medical, înainte de a cere de la sistemul medical, trebuie să dai, adică să plătești CSE-ul ăla, pe care nimeni îl plătește și îl fură, în general. Sunt unii oameni care plătesc CSE-ul. Am avut... Țin niște venituri care sunt publice și vă spun că ele sunt doar partea vizibilă a icebergului. Restul sunt taxe care s-au plătit. Din păcate, spitalele din România sunt departe de a avea exact acel minim despre care spuneam mai devreme cu jurnaliștii. Gândiți-vă că jurnaliștii ei intrau oriunde vroiau, voiau, oriunde voiau, făceau ce voiau ei, transmiteau de unde voiau ei, ceea ce nu e normal. Sunt niște reguli, vor fi bune, vor fi rele, dar trebuie respectate. Din păcate, noi asta nu facem. Nu avem reguli, în primul rând, în sistemul sanitar. Avem medici buni, avem specialiști buni, domnul Filipescu e unul dintre exemplele cele mai bune, dar ce te face că te operează Doru Filipescu și iei o bacterie din spital? Pentru că Exifarma, pentru că băiatul unui securist și-a făcut firmă de adus medicamente în spitalul altui băiat de securist, o fie o coincidență? Nu, nu e nicio coincidență. Pentru că se cheltuie fonduri foarte multe, fără cap și fără scop. De exemplu, acum 20 de ani, în Viena erau două remeneuri, în București 30. Până la remene mai faci și alte lucruri. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. În 2013, la 58 de ani, mama dumneavoastră a pierdut lupta cu o boală grea. După ce ați fost martor la suferința prin care a trecut, v-ați implicat în campanii de strângere de fonduri pentru copiii bolnavi de cancer. În 2016, v-ați revoltat când deputații PNL au propus ca bolnavii de cancer care refuzaseră programele de prevenție să își plătească singur tratamentele. Ați spus așa: mama a fost inginer chimist, cercetător principal grad 3 și avea salariul de 4 ori mai mic decât primul meu salariu din televiziune. Din banii ăia ne-a crescut pe mine și pe fratele meu și din cauza muncii, inginer chimist, a dezvoltat un cancer de sânge pe care, și dacă ar fi vrut să îl prevină, nu avea nici unde și nici timp. Am făcut tot ce a ținut de mine să-i prelungesc viața, chit că a trebuit pentru asta să o țin ani de zile prin spitale străine. Asta pentru că sistemul de sănătate de la noi o condamnase deja. Urmează întrebarea roșie. V-ați împăcat cu moartea mamei? A fost foarte complicat și pentru mine și pentru fratele meu. Era o perioadă în care profesional tot mergea foarte bine. Mama a făcut 59 de ani și a murit la o zi după. În 54. A avut o formă de cancer care se dezvoltă de exemplu, la americani, se numește mielom multiplu. La americani o dezvoltă fermieri, cei care umblă cu pesticide și mai departe. Mama a avut un program care se numea calitatea grânelor timp de mulți ani.
și făneam săculeți cu grâne din toată țara și făceam un fel de studii la microscop și stând cu nasul în ele nespălate și așa mai departe, a avut problema asta. Am făcut tot ce a fost posibil ca să-i prelungim, să prelungim viața, dar din păcate, în România, așa cum spun, cum am spus acolo, ar fi fost deja condamnată. Deși a contribuit ani de zile la sistem, deși a cercetat în zonă, deși eu cred că cei care suferă de astfel de boli și sunt în grijă sistemului public ar trebui să fie tratați cu totul și cu totul altfel. Am o cunoștință care are o problemă cu un băiețel și există la Fundeni o singură femeie care tratează copiii care au astfel de probleme. Nu spun cum se poartă cu părinții, care sunt într-o situație groaznică. Groaznică. Deci, cu ce s-a întâmplat cu mama, m-am împăcat. Cu ce se întâmplă cu sistemul medical românesc. Mulțumesc. Mama dumneavoastră, Daniela Sabina Ghencea, a fost cercetător la Institutul Național de Cercetare pentru Bioresurse Alimentare. Inovațiile sale în domeniul alimentar au fost premiate la expoziții internaționale și a obținut, alături de echipa pe care a condus-o, două brevete de invenție pentru cornul cu gem și napolitanele pentru diabetici. Despre mama a spus așa: în ea am avut probabil cel mai mare susținător, dar și cel mai mare critic și cel mai mare competitor. Existau certuri legate de multe lucruri pe care trebuia să le învăț. Sunt și acum niște dispute încă neterminate cu mama. Urmează întrebarea: ce n-ați apucat să lămuriți cu mama? La ce mă gândesc cel mai mult este... mama avea un fel de a fi care n-a făcut decât să scoată din mine ce mai bun. De exemplu, când aveam o dispută pe orice fel de temă, de la bucătărie până la sfârșirie, orice fel de temă, totul se termina cu mersul la rus, care la rus e un fel de Wikipedia de pe vremuri. Era un dicționar explicativ francez. Dacă eu aveam dreptate, era la rusul greșit. Dacă ea avea dreptate, era vai de capul meu. De multe ori plecam de acasă doar să mă liniștesc. Dar așa am învățat foarte, foarte multe lucruri. Și de fiecare dată astăzi, când sunt în situații de a lua decizii sau de a mă gândi la lucruri importante sau de viață, pur și simplu, mă gândesc ce bine ar fi fost să mă duc din nou la rus. Mulțumesc. Vă citez. Eu am avut o copilărie nu frumoasă, ci de-a dreptul fericită. În acea perioadă, părinții mei au avut și o căsnicie frumoasă. După aceea s-a cam rupt. După divorțul părinților, mama v-a crescut singură pe dumneavoastră și pe fratele dumneavoastră Vlad. Tata, Florin Huidu, s-a recăsătorit, iar din a doua lui căsnicie mai aveți doi frați vitregi. În 2013 a divorțat din nou, în moment în care ați spus așa: nu sunt afectat deloc de divorțul tatălui meu, mă doare fix în cot. Ei se duc și defilează prin ziare pentru că primesc bani. Presa a scris că tatăl dumneavoastră și-a căutat mai departe fericirea alături de alte partenere. Dumneavoastră aveți însă o părere diferită despre căsătorie și divorț. Vă citez. În zilele noastre există tatuaje, dar ca să fii șmecher, trebuie să fii diferit, adică să nu ai tatuaje. La fel și cu căsnicia. În zilele noastre există divorțuri, dar ca să fii șmecher, nu divorțezi. Urmează întrebarea. Cu cine semănați? Cu mama. Mama era destul de conservatoare din punctul ăsta de vedere. Dar cred că, în general, cum spuneam de liberul arbitru și de sistemul de valori, cred că așa am fost crescut
Eu am avut la Revoluție 13 ani jumate, cam cât are băiatul meu cel mic acum. Și mă gândeam cu groază câte am învățat în perioada aia, cât de ieșit din adolescență eram de fapt. Câte lucruri destul de complicate și pe care nu le povestesc copiilor, deși ar trebui să le povestească, am trăit. V-am spus, cred că în mare semăn cu mama, pe de-o parte, pe de altă parte, cred că semăn foarte mult cu ceea ce mi-am pus în cap să devin prin acest sistem de valori. Și ce v-ați pus în cap să deveniți? Ceea ce am devenit, un om corect. Mulțumesc. Aveți un frate bun, Vlad, și doi frați vitregi, Matei și Alexandru. Despre Vlad, fratele dumneavoastră mai mic cu 5 ani, alături de care ați crescut, ați spus că era în copilărie un mototol. Chiar mama v-a povestit cum a pus-o în dificultate fiul mai mic. V-a spus așa: eu eram obișnuită cu tine la școală, totul mi se părea extrem de facil și ușor de înțeles, dar când a venit fratele tău, mi-am dat seama că, de fapt, excepția ești tu. Este firesc ca un frate mai mare să-l protejeze pe cel mic, chiar și atunci când sunt bărbați în toată firea. Așa că în momentul în care Vlad a decis să se căsătorească cu cântăreața Julia Anghelescu, presa a scris că dumneavoastră nu ați fi fost de acord cu alegerea lui și ați fi încercat să îi despărțiți. În 2021, Julia a declarat: poate la un moment dat am avut cu Șerban unele divergențe provocate, cred eu, doar de grija pe care i-a purtat-o din totdeauna lui Vlad ca frate mai mare. Îl admir pentru faptul că mi-a fost model ca om de radio și îl respect pentru că este fratele bărbatului pe care îl iubesc și știu că, indiferent de situație, mă pot baza pe prietenia lui. Vlad este căsătorit cu Julia de 11 ani și au împreună doi copii. Urmează întrebarea. Ați greșit din dragoste de frate? Nu pot spune că am greșit, poate că am fost destul de protectiv și am să vă zic și de ce. Ai mei au divorțat când eu aveam 16 ani și el avea 11 aproape. Și mi-aduc aminte că era într-un fotoliu așa, stătea și plângea și zicea: nu mai vine. El tot credea că tata revine. Nu mai vine. Și imaginea asta mi-a rămas în cap tot timpul, de a simți neapărat nevoia să-l protejez. Pe de altă parte, l-am ajutat foarte mult, dar de multe ori când era cazul să învețe el din greșelile lui, l-am lăsat. Și poate că asta a fost bine. În ceea ce privește căsnicia cu Julia, n-a fost niciodată o problemă, din potrivă. Poate că spun asta prima dată în viață, dar avem să-mi ceară sfatul, să-mi spună ce fac eu acum. Și am zis: bă, băiatul, uite cum e treaba. Treaba e serioasă, că devenise serios. Treaba e serioasă. Ai făcut treaba serioasă? Păi faci treaba serioasă până la capăt. Bine, mulțumesc. La niciun an distanță de la accidentul de schi, pe 16 octombrie 2011, în dreptul localității Timișul de Sus, zonă în care vă mai fusese ridicat permisul, ați fost implicat într-un cumplit accident rutier. Ați intrat cu mașina pe contrasens și ați lovit frontal un alt autoturism. Doi oameni au murit pe loc, al treilea la spital, iar primele dumneavoastră cuvinte în fața polițiștilor după ce v-ați scos familia din mașina lovită au fost acestea: îmi pare rău, nu-mi dau seama ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat. Imediat au apărut și acuzațiile că ați fost băut sau drogat la volan sau că nu aveați dreptul să conduceți. Ancheta a clarificat toate aceste aspecte și a dovedit că niciunul dintre scenarii nu era adevărat. În februarie 2013, Curtea de Apel Brașov a dat decizia definitivă și v-a condamnat la 4 ani de închisoare cu suspendare. Nu ați mai avut dreptul să conduceți timp de 6 ani, până în 2019, și în acel an ați declarat: nu mai am permis de conducere, trebuie să fac școala de șoferi și să dau examen dacă vreau. Urmează întrebarea. Aveți permis de conducere? Din
august 2022, adică de 6 luni. Nu m-am grăbit să-mi iau permis de conducere, pentru că nu, așa cum am, aveam dreptul să conduc, dar după accident nu am condus deloc. Până când s-a dat decizia finală, eu nu am condus. Deși aveam dreptul să conduc. După ce a încetat perioada de grație, care am înțeles că era 6 ani, deci în 2019, toată lumea m-a toate zilele au scris, mi-a luat carnet. Nu mi-a luat carnet. Mi-a luat carnet anul acesta, în august. Am învățat, am dat sală. Nu spuneau oamenii de acolo, dar au nu vi luați? Nu, că de-abia am învățat să... Au trecut ceva ani. Sunt aproape 11 ani de când s-a întâmplat povestea, când am mers ultima oară la volan. Și că e complicat, chiar și pentru mine, care am făcut milioane de kilometri, cred. Deci, dar, într-un final, am stat și m-am gândit. Nu-mi strică să am un carnet de conducere în buzunar în caz de nevoie, că trebuie să merg undeva, că e în pericol cineva și mai departe. Aveți am frică șoferi? La volan? Nu. Am șoferi, are cine să mă conducă. Nu sunt neapărat disperat după a merge cu mașina, mai ales după ce am trecut prin ce am trecut. Bun, permis aveți, conduceți? Din când în când, rar. Bun, mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. Presa v-a judecat dur după accident. S-a spus despre dumneavoastră că faceți tot posibilul să scăpați de pedeapsă după ce ați omorât 3 oameni. Jurnalistul Victor Ciutacu a scris așa: dacă eroul zilei de azi s-ar fi numit altfel, știrea ar fi sunat cam așa. Un șmecher cu jeep de 100.000 de euro a apăsat cu inconștiență pedala de accelerație, a intrat pe contrasens și a produs un carnaj pe șosea. El a strivit 2 oameni nevinovați care circulau regulamentar și a băgat alții în spital. Jurnalistul Lucian Mândruță a subliniat și el. Se spune că în fața morții suntem egali, însă între o mașină de 2 tone și alta de doar câteva sute de kilograme nu există egalitate. Cei cu mașini puternice și grele au datoria morală să îi ferească pe ceilalți. În schimb, filozoful Andrei Pleșu a avut un alt punct de vedere. Îl citez. Un prompt consens a stabilit în toate mediile că domnul Huidu este defect, nomenclaturist, irresponsabil, nei ca nimeni, arogant și asasin. În tot acest vacarm nu am auzit nici urmă de compătimire. Nu aș vrea să fiu în pielea domnului Huidu. Indiferent dacă va face sau nu pușcărie, știind că va trăi tot restul zilelor sale cu 3 morți pe conștiință. Vreau să știu dacă astăzi, la 11 ani de la acel accident, mai aveți prieteni. Urmează întrebarea roșie. Cât de tare doare judecata oamenilor? Spunea cineva că ce cred oamenii despre tine este imaginea ta în fața lor, care poate fi indusă de foarte mulți factori, presa, cum ce ai făcut, cum te diseacă și mai departe. Conștiința ta, în schimb, îți poate spune cine are dreptate, cine nu are dreptate. După accident, am aflat de la milioane de oameni cum era la mine mașină, ce s-a întâmplat la mine mașină, deși n-am fost acolo. Dar am aflat cu lux de amănunte, mi-a spus tot. Domnul Ciutacu știa tot, știe, execută, domnul Mândruță. Domnul Duță, aș putea să spun că nici măcar nu era mașina mea, era mașina cu care mergea soția mea, cumpărată din bani pe care am plătit impozit. Totul era la vedere, totul a fost alb. Povestea, Andrei Pleșu avea dreptate, nu spunea că sunt nevinovat. Spunea că acest linșaj la care a fost supus Șerban Huidu n-a mai fost întâlnit de mult, tocmai pentru că aveau ceva să reproșeze din alte povești, da? Și care s-au terminat așa.
Îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat. Nimeni nu-și dorește un accident. Nu este o faptă pe care să o urmărești, să o faci cu bună știință, decât dacă ai oarece probleme. E greu să cred de cineva care a plecat cu gândul să faci un accident când aveai copii în mașină, copii mici în mașină, soția și mai departe. S-a întâmplat. A fost foarte rău, a fost foarte urât, rău pentru familia mea în general, pentru mine. Iar dezumanizarea cu care am fost târât în tot felul de ipoteze a fost, dacă vreți, un punct negru pentru ei, nu neapărat pentru mine. Pentru mine, da, pentru că dacă ei zice oameni de pe stradă, 9 dintre ei ori să spună că e nebun ăla de huidă. Dar eu știu ce s-a întâmplat. Eu știu cum s-au petrecut lucrurile. Ce s-a întâmplat? Cel mai important e să faci pace cu tine. Dacă poți să spui întrebări, ce ai putut să faci tu să eviți? Și ce s-a întâmplat și nu ai putere să faci să eviți? Dacă ți iese bine balanța asta, e bine. Nu știu ce se întâmplă dacă ți iese rău. Nu mi-a pus niciodată aceasta. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat un accident de circulație. Pur și simplu un accident de circulație groaznic. Din care cel mai important este cum scrie prima dintre condamnări, decizii, care spune clar. Suntem într-o situație paradoxală în care un grad mic de culpă a avut consecințe dezastruoase. Dar e un grad mic de culpă. La tribunal, eu nu am pledat nevinovat. Eu am pledat vinovat. Asta nu spune nimeni. Așa a fost. Am pledat vinovat de culpă. Pentru că n-am știut să adaptez mașina astfel încât să nu se întâmple ce s-a întâmplat. Dar, repet, lucrurile au luat o razna după. Domnul Ciutacu, aș vrea să-i spun că exact în același moment, la aceeași oră, s-a întâmplat un accident în Periș, cu 5 victime, de care nimeni n-a spus nimic, pentru că era huid. Mai aveți prieteni? Am prieteni exact cât trebuie. În general, spune că prietenii cei mai buni nu intră pe degetele de la mână. Mulțumesc. Marian Godină a fost unul dintre polițiștii care au venit la fața locului. El este cel care v-a dus la Spitalul Județean Brașov, unde au fost recoltate probe de sânge. Era sigur că ați urcat băut la volan, iar în mașină a început să vă țină lecții de morală. Dumneavoastră i-ați spus așa: ia pistolul și trage-mi un glonț în cap. Răspunsul lui a fost prompt: dacă aș putea, așa aș face. După ce analizele au arătat că nu erați nici beat, nici sub influența unor substanțe interzise, polițistul Marian Godină și-a cerut scuze. Îl citez. Nu l-am jignit în vreun fel, dar i-am adresat lui Șerban vorbe grele. Mi-am dat seama cât de prost am fost și m-am dus să-i cer scuze. Mi-a strâns mâna și se uita în ochii mei fără să-mi dea drumul. Avea lacrimi în ochi. Înainte să plec, i-am zis doar atât: fii tare! Polițistul Godină a fost unul dintre cei care v-au condamnat înainte să cunoască faptele. Urmează întrebarea: câți dintre cei care v-au condamnat și-au cerut apoi scuze? Aș cere scuze nu prea există în vocabularul limbii române. Nu știu de unde cuvântul ăsta, scuze. Godină e o excepție. Din păcate, imaginea mea publică legată de accident este dată de ceea ce s-a scris, ceea ce s-a prezentat în zilele de după. Nu ceea ce este în dosar, în dosarul după care am fost judecat. Acolo sunt date. Dosarul a fost public, nu mă știu cum este, că au trecut mulți ani, s-ar putea să fie topit. Dar, în general, imaginea, opiniei publice a fost indusă foarte mult de presă. Cei de pe Facebook, cei mai mulți care scriau despre accidentul meu, toți aveau poze la volan.
le puneam poze cu ei la volan și ziceam, unde te grăbești? Se poate întâmpla oricui un accident. A fost și răzbunări. De exemplu, la obositorul antenei, nu-mi pare rău să vă spun, dar trebuie să vă spun că ține de meseria mea, înainte de condamnare, condamnarea finală a fost în februarie, de revelion, pe 1 ianuarie, au fost prezentate 3 știri cu Șerban Huidu. 3. Una după alta. Și cred că 25 de minute din obositor au fost cu și despre Șerban Huidu. Producător la emisiunea respectivă era producătorul cu care eu am filmat Cricotași în Europa. Adrian Ivănescu, nu știu dacă se uită, dacă nu se uită bine, să nu tai. Am înțeles că tai dacă vorbesc de oameni. Dar... Nu tai niciodată nimic, vă dau timp. Cu omul respectiv, eu am filmat, am filmat în Europa, în Amsterdam, l-am creat în spinare, din motive binecunoscute. Da? Omul ăla a făcut 3 știri cu Șerban Huidu. Credeți că în vreuna dintre ele se spunea, domnule, da, poate a fost un accident, dar să vedem cum, dar care sunt datele, uite, care... Nu. Toate știrile condamnau pe Șerban Huidu. Înainte, chiar înainte de condamnarea de la judecătorie, tribunal și mai departe. Deci, asta e magia. Cu ea trăiesc. Mulțumesc. Foarte populară printre telespectatori, emisiunea pe care ați prezentat-o și al cărei producători sunteți, nu era la fel de apreciată și de vedetele care ajungeau să fie ironizate în pamflete săptămână de săptămână. Una dintre ele este Oana Zăvoranu, cu care ați dus un adevărat război al declarațiilor, care a culminat după cele 2 mari cumpene din viața dumneavoastră. Ea a declarat după accidentul de la schi. I-am zis lui Huidu că tot la mine la cimitir o să-și găsească veșnica odihnă. Iar după accidentul de mașină, Oana Zăvoranu a spus așa: este vremea să dispară acest individ care nu folosește la nimic bun, doar mai atacă, înjură, bălăcărește și omoară la propriu oameni nevinovați. Acest individ nu ar fi în stare să își ceară scuze. După ce omul acesta m-a făcut timp de 10 ani centuristă, nu-l pot ierta. Vreau să știu cât de importantă este iertarea oamenilor pentru dumneavoastră. Urmează întrebarea. Dumneavoastră ați iertat-o pe Oana Zăvoranu? Întotdeauna emisiunea a fost confundată. Emisiunea este un gând de mai bine, un gând de evoluție, de asanarea societății. Întotdeauna în emisiune ne-am dat și pe noi. Când am greșit, ne-am dat și pe noi, pentru că ideea nu era de persoană. Ideea era de ce face persoana. De cum reprezintă un exemplu negativ. Și atunci emisiunea venea să spună că nu e bine să faci așa, nu e bine să faci așa, nu e bine. Poate că nu eram nici neperfecți. V-am spus de foarte multe ori, ne-am dat în emisiune. Ne-am dat pe noi când am greșit. Pentru că ideea nu era a vorbi despre individul respectiv, ci ce face sau ce spune sau cum spune. Bulbele de la televizor, când sunt involuntare, n-am niciun fel de problemă. Când spui efectiv de 20 de ori într-o transmisie de 5 minute, ca să-mi da efectiv Sorcescu, e o problemă. Sau când confunzi un cuvânt. Sau, adică, mi se pare că a și scris la un moment dat, chiar în articolul acela, domnul Pleșu, despre lucrul ăsta, că, de fapt, emisiunea este un gând de mai bine, dar nu trebuie confundată cu Șerban Huidu. Emisiunea în sine reprezintă cu totul și cu totul altceva. Ok, eu am avut ideea, dar reprezintă cu totul și cu totul altceva. Am iertat foarte mulți oameni, e foarte importantă iertarea, dar atunci când ai greșit cu adevărat. Și mai cred ceva, că din păcate nici cuvântul ăsta nu prea există în vocabularul limbii române. Ați iertat-o pe Oana Zăvoranu? Dar nu aveam de ce să urcăm negre și cu nimic. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie.
Omul de afaceri Gigi Becali este o altă celebritate ironizată, aproape continuu în emisiunea dumneavoastră. După accidentul rutier, el a spus așa: Dumnezeu să ierte pe oamenii care au murit, nu mă interesează prin ce trece Șerban Huidu, mie îmi pare rău de cei care au murit. I-a dat Dumnezeu un semn lui Huidu. La aproape 3 ani de la această declarație, patronul clubului Steaua, Gigi Becali, a trecut el însuși printr-un episod dificil. A fost condamnat la închisoare în dosarul transferurilor, iar Meme Stoica, managerul echipei, declara: Huidu l-a ironizat pe Gigi. Cum e posibil așa ceva? Chiar dacă ai avut un conflict cu o anumită persoană, cum poți să te bucuri că acea persoană a intrat la închisoare pe nedrept? Tu ai omorât 3 oameni, ai încălcat legea, ai distrus 3 familii, chiar dacă nu ai vrut. Urmează întrebarea roșie. V-ați bucurat vreodată de răul altuia? Nu, iar această declarație vine în urma unei necunoștințe. Adică n-am spus niciodată că ce bine, bravo, niciodată. De altfel, în emisiune au scăpat foarte multe situații în care jurnaliștii greșeau, dar relatau de la fel de fel de situații cumplite, accidente și așa mai departe. N-am intrat niciodată lucrurile astea în emisiune. Morți, avioane căzute, niciodată. Tipul ăsta, deci, oricâte bâlbe ar fi dat, oricâte tâmpenii ar fi spus reporterul, el nu a intrat tocmai din acest motiv. Nu am cum să mă bucur pentru răul cuiva și mi se pare nedemn ca cineva să o facă. Am spus și repet, ceea ce s-a întâmplat ani și ani și ani de zile în emisiune reprezintă o idee de asanare a societății, de un gând spre mai bine, cu niște exemple date, așa nu. Asta e tot. De aici până a considera că sunt niște lucruri personale, e o diferență foarte mare. Bine. Mulțumesc. Continuăm cu o întrebare roșie. După accidentul rutier, socrul dumneavoastră a făcut această declarație. Șerban este foarte afectat de cele întâmplate. S-a retras undeva în afara Bucureștiului, la țară, din cauza că nu se simte deloc bine din punct de vedere psihic. Din câte am înțeles, este și cu un psiholog acolo. Dumneavoastră ați recunoscut că ați apelat la ajutorul unui specialist, dar ați susținut că ați mers la cabinet o singură dată pentru că psihologul v-a pus să vă jucați cu plastilină, iar această tehnică vi s-a părut ridicolă. Vă citez: nu am mers la un alt psiholog după întâmplarea respectivă. Probabil că am făcut terapie eu cu mine. Eu nu spun că eu sunt nevinovat, pentru că nu sunt. Sunt vinovat pentru că eram pe contrasens. Nu există cuvinte care să descrie dezastrul sufletesc pe care l-am produs lor, mie și familiei mele. Vă rog să mă iertați. Urmează întrebarea roșie. Dumneavoastră v-ați iertat? Am spus mai devreme. Cred că cel mai bun exercițiu pe care îl poți face, ăsta e un sfat pentru cei care trec prin astfel de situații, este să pui într-o balanță ce puteai tu face și ce nu puteai tu face, ce era deasupra puterilor tale să faci să nu se întâmple ce s-a întâmplat. Mie mi-a ieșit bine balanța asta. Altora, poate nu. Mi-e greu să spun acum cum ar trebui să descurc cei mai departe. Poate că ei chiar au nevoie de un ajutor specializat. Pentru mine, poate din punctul ăsta de vedere a fost mai simplu. Și având în vedere ce mi-a ieșit la final din balanță, am avut putere să merg mai departe, să trec peste răutățile unuia ca Ciutacu sau ca miile de oameni care comentează numai asta și să comenteze. Mi-e ușor să trec peste ele pentru că știu eu ce s-a întâmplat. Pentru că eu mi-am făcut această evaluare. Și v-am spus, imaginea ta depinde de multe alte lucruri. Da? Conștiința ta depinde strict de tine. Mulțumesc.
La un an de la accidentul rutier, ați participat pentru prima dată la o petrecere mondenă. La plecare, ați ales să mergeți pe jos până acasă, plimbarea a durat 4 ore, iar în tot acest timp, paparații s-au ținut după dumneavoastră. Când ați ajuns în fața vilei în care locuiți, presa a scris că v-ați sprijinit de gard și ați izbucnit în plâns. Au urmat reacții puternice și contradictorii în spațiul public. Ați fost acuzat inclusiv că vă victimizați. Ați reacționat așa: nu sunt nici nebun, nici nu vreau să impresionez. Pur și simplu eram obosit. Urmează întrebarea. V-ați plâns vreodată de milă? Tocmai am povestit aici că dezamăgit este opusul cuvântului amăgit. În general, cei care își plâng de milă nu înțeleg povestea asta. Și în general, singurii vinovați de situațiile în care suntem puși de viață și nu numai, poate că suntem noi, da? Întotdeauna dăm vina pe alții, alții devină ăla, mi-a făcut aia, m-a făcut ăla, m-a dat afară, ăla. Nu e chiar așa. Nu e chiar așa. Dacă stai puțin și te gândești mai bine, s-ar putea să ai o mică revelație. Nu mi-am plâns de milă. Dar n-am fost nici încrezătorul care eram acum 15 ani. Adică atunci pluteam. Parcă v-am spus, totul era atât de ușor venit la sine. Era foarte simplu pentru mine. Pe de altă parte, în momentul în care am început să apară situații de criză, de care am tot vorbit aici, de asta vorbim de vreo oră, cred că acolo se vede adevărata valoare a unui om, până la urmă. Când apare momentul ăla de criză, cum te descurci acolo? Acolo e poveste. Nu mi-am plâns de milă, dar cred că alții au făcut-o. Greșit din partea lor. Mulțumesc. Mergem mai departe. În perioada în care urmați cursurile Facultății de Economie Generală din cadrul ASE București, ați cunoscut-o pe cea care avea să vă devină soție, Cristina Vintilă, fiica fostului senator PDSR Matei Vintilă. O citez. Noi ne cunoaștem de la finalul facultății, deci practic am crescut împreună din momentul în care Șerban era un simplu student. Am văzut toată partea mai puțin știută și strălucitoare. Sunteți căsătoriți de la începutul anilor 2000, iar soția dumneavoastră a ales să stea departe de viața publică. Abia în 2011, când ați avut accidentul rutier, presa a aflat dramele prin care trecea și ea. În decurs de mai puțin de un an, Cristina Huidu a stat lângă dumneavoastră cât timp ați fost în comă. Și-a înmormântat mama, a fost rănită în accidentul de mașină, când s-a temut și pentru viața copiilor și, în ultimul rând, a ținut piept presiunii publice la care a fost supusă familia dumneavoastră. Urmează întrebarea. Cât de puternică este soția dumneavoastră? Eu cred că este o întrebare pe care ar trebui să o adresați ei, dar nu cred că o să vă răspundă, pentru că nu este o persoană publică. Foarte rar apare și atunci când apare se enervează. Cred că e o întrebare retorică, având în vedere ce ați citit mai devreme. E greu să spui că e un om slab când stai lângă soțul tău să revină din comă, când ai probleme în familie și când treci printr-un accident cum a trecut ea. Sunt tot probleme de viață cărora le facem față sau nu. Oameni puternici sau mai puțin puternici. Pe de altă parte, suntem împreună de 27 de ani, căsătoriți de 20, și cred că, așa cum scrie acolo, am crescut împreună. Și acum ne crește împreună și copiii. Nu cred că puteam eu să stau lângă un om slab. Este soția noastră mai puternică decât dumneavoastră?
n-aș face grade de comparație, că e destul de complicat. Dar este o personalitate puternică, foarte puternică. Și nu vorbește mult. Asta e cel mai rău. Oamenii puternici se mai și laudă. Când nu te lauzi, nu vorbești mult, dar acționezi în consecință, e grav. Prieteni, știu de ce. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. Vă citez. Nu am fost niciodată un habotnic, dar există niște coincidențe care nu se pot explica. Când am avut accidentul de schi, aveam un lup bătrân. Pe 29 decembrie 2010, eu am intrat în comă și câinele a murit. Poți să-ți închipui ce este aia loialitate? Să vină doamna cu coasa după tine și câinele să se bage în față să te apere? Presa a ajuns să vorbească însă despre un blestem care s-ar fi abătut asupra dumneavoastră după ce, într-un interval relativ scurt, ați suferit acel accident la schi. Tatăl dumneavoastră a fost la un pas să-și piardă viața, iar actorul Toni Tecuceanu, colegul dumneavoastră, a murit de gripă porcină. Pe primele pagini ale ziarelor au fost publicate inclusiv declarațiile unor vrăjitoare care susțineau, le citez, nu sunt simple coincidențe, a fost blestemat și nu numai el, ci toată echipa sa, la fel și familia. Și binecunoscutul astrolog Carmen Hara spunea atunci, huidu vine de la huiduială și din start trădează că el va fi persoana non grata care va fi hărțuită de opinia publică după ce el i-a huiduit pe alții. Ce poate face? Să își schimbe numele. Numele care karma familiei. Vreau să știu dacă huidu mai huiduie după ce a fost huiduit. Urmează întrebarea roșie. Credeți în blesteme? Karma este bici? Nu, nu cred în blesteme și cred că toată povestea asta e cu 100, nu cu ața albă, cu 10 de ațe albe. Replica aceea cu coincidențele se referă la cu totul și cu totul altceva. N-am nicio legătură cu blestemele. Se referea la faptul că oricât de logici am fi în existența noastră și oricât de calculați și oricât de aplicați către știință și oricât de bine am putea să explicăm lucruri, sunt niște lucruri pe care nu le putem explica. Ele nu cred că vin de la blesteme, cred că vin din altă parte. Nu știu. La asta se referea acea zicală. Cât privește partea cu blestemele, nu știu dacă am devenit mai înțelept sau nu, dar englezii au vorbă what goes around comes around. Și e exact ca bumerangul. Îl arunci și stea una peste. Așa că ai grijă ce-ți dorești. Nu se știe, s-ar putea să se întâmple, dar nu se știe cui. Mulțumesc. Ați postat anul trecut pe Facebook două fotografii care au generat multe comentarii. În prima, din anul 1982, aveți doar 6 ani și apăreți la Mănăstirea Sfânta Maria din Techirghiol, alături de, vă citez, tânărul profesor Daniel, cel care avea să ajungă Patriarhul Daniel. A doua fotografie vă înfățișează la Patriarhie, la 40 de ani distanță, în timp ce îi oferiți prea fericitului Daniel chiar prima fotografie. Despre Patriarhul Daniel ați spus așa: aș vrea ca toată lumea să îl cunoască așa cum îl cunosc eu. Un om jovial și hâtru, cu o cultură impresionantă și care poate vorbi la fel de ușor despre fizică cuantică sau despre un șurub. Mulțumesc, domnule profesor. Urmează întrebarea. Ce v-a învățat Patriarhul Daniel? În primul rând, povestirea este legată tot de bunicul meu, care, lucrând la Patriarhie, avea bilete de odihnă în diferitele mănăstiri. Una era Techirghiol, unde am fost de foarte multe ori, una era Rohia, unde l-am cunoscut pe Nicolae Steinhardt, părintele bibliotecar. Bine, atunci nu știam cine este, doar că îmi spunea Olteanașule, veniși,
Tot atunci, prin 82, atunci când aveam vreo 6 ani, l-am cunoscut de fapt am stat 3 săptămâni în sejur și la masă, stătea cu noi la masă și era pus, domnul profesor. Și avea picioarele vinete pentru că dădeam, că eram copil, dădeam din picioare. Și tot timpul când mânca, se îi sărea ciorba. Pe de altă parte, când m-am dus acum după 40 de ani, când am găsit fotografia și m-am dus și eu le-am explicat, le-am spus, le-am arătat și uitați așa, m-am gândit că prefericitul va veni, îmi va mulțumi, va sta 10 minute cu noi, frumos, la revedere, papa, că-mi treabă. A stat 2 ore jumate. 2 ore jumătate. Eram eu cu soția. Nu era nimeni. Nimeni. Nici echipă, nici prieteni, nici vicari, nimeni, nu era nimeni. Eram noi 3 într-o cameră. Iar în 2 ore și jumătate am discutat de la șurub la fizică atomică. Iar mie îmi pare foarte rău, apropo de imagine și de ceea ce ești tu în sine. Imaginea pentru patriarh este... E la fel de bună ca mea. Imaginea publică, poate. Poate chiar un pic mai bun. Vă dau timp. Dar ca om, este un om senzațional. Gândiți-vă că până la urmă, în anii 80, a făcut niște doctorate prin Germania. Acolo nu e ca România. Nu prea faci doctorate pe gene frumoase, nu. Acolo faci doctorate dacă studiezi și știi. Era profesor la Berna. Nu la Berna, în Elveția era profesor. Asta spun. E ușor să spui despre un om lucrurile, dar trebuie să-și stai seama și cine e, de fapt. Gata. Mulțumesc. Aveți 2 copii. Pe Mircea, care are aproape 14 ani, și pe Rareș, de 15 ani. Ați asistat la nașterea primului băiat. Vă citez. L-am luat pe fiul meu în brațe de când s-a născut. L-am pus pe umăr, nu am avut emoții. I-am făcut baie chiar din prima zi. Și Cristina era intrigată că nu am avut probleme. Tot ce era legat de partea asta de băiță, ridicat, săltat, împachetat, plimbat, tot eu m-am ocupat. Sunteți îndată implicat, participați și la ședințele cu părinții și ați făcut tot posibilul să le oferiți băieților dumneavoastră o copilărie fericită. Urmează întrebarea. Care este cea mai mare bucurie a dumneavoastră ca tată? Băieții au unul are aproape 14 și unul aproape 16. E adevărat, n-am asistat la naștere, chiar la naștere, dar după am fost acolo, chiar când scoteau, când mor. Cel mai fericit lucru ca tată este vorbind acum, când erau mici, știm cu toții cum sunt copii mici, dar acum, când sunt adolescenți, este să pot să-i când se culcă, să-i mângâi, să-i pup, să le zic noapte bună. Mă mai lasă la 16 ani? Da. Bine, mulțumesc. Mergem mai departe. După teribilul accident rutier, emisiunea radio a fost suspendată, a fost scoasă de pe post și emisiunea de televiziune. Cronica Cărcotașilor a revenit pe TV abia după o lună de la accident, cu Găinușul și Dezbrăcatul pe post de anfitrion și a continuat până în 2014, când, la o ședință de management, Mihai Găinușul și Codrus Cheieș au anunțat că pleacă din echipă. Îl citesc pe Mihai Găinușul. Am decis să părăsesc Cronica Cărcotașilor. De la TV, că la radio și-a luat o Șerban Huidu și a plecat cu ea. Mulțumesc, Șerban, că ai crezut în valoarea mea. Nu-ți mulțumesc pentru că ai distrus ceea ce am construit împreună și ți-ai asumat integral meritele. În 2020, când emisiunea a împlinit 20 de ani, ați spus că l-ați sunat de cel puțin 10 ori pe fiul dumneavoastră, Mihai Găinușul, ca să îl invitați la ediția aniversară, dar acesta nu v-a răspuns niciodată la telefon. Recent, Mihai Găinușul v-a caracterizat așa. Șerban este
arogant, neparolist și coleric în sensul rău al cuvântului. Urmează întrebarea. Vă lipsește găinușa? Da, îmi lipsește găinușa de când a plecat. De fapt, problema în sine s-a rezolvat, dar ceea ce a făcut cuplul Huidu Găinușe în televiziune, până la momentul respectiv, nu prea a făcut nimeni. Și destul de greu să cred că se va întâmpla și de acum înainte. Deci era foarte bună echipa asta, pentru că eram perfect complementari. Adică tot ce aveam eu nu avea el, tot ce avea el nu aveam eu. Mișu era închis într-un palat de cleștar, așa, nu prea băga în seamă pe nimeni, nu prea vorbea, nu prea, era destul de taciturn. Pe de altă parte, exact asta eram eu. Exact povestea asta eram eu. Deci eu eram interfața care ținea legătura cu restul lumii, după care între noi doi aveau loc povești legate de creație, de ce facem și așa mai departe. Deci cumva el venea cu cunoștințele pe care le avea, cu felul de a fi, cu partea de scris care era interesantă în ceea ce povestea acolo. Iar eu veneam cu informațiile de la lume și cum vedeam eu lucrurile. De asta a și mers atât de bine. Povestea este că la un moment dat frustrări sunt multe. Ele îți decid din păcate viața uneori. Vă dau timp. Probabil că s-au acumulat foarte multe frustrări din partea lui, pentru că a trebuit să preia atribuțiile mele cu care nu era obișnuit. Nu știu cât de bine s-a descurcat sau nu. Eu n-aș știu să zic că bă, mulțumesc că ai făcut treaba asta, eu am văzut doar că nu se descurca la fel de bine ca mine și poate că și la mine erau niște frustrări și poate că și eu treceam prin perioade care nu le-aș dori nimănui. Cert este că într-un final s-a stricat căruța, dar un om ca Găinușe va fi greu de înlocuit sau de găsit un partener care să poată să facă atât de multe lucruri. Și pentru asta îi sunt recunoscător și da, îmi lipsește. Mulțumesc. S-a scris că firma noastră de producție a încasat pentru emisiunea Cronica Cârcotașilor numai puțin de 3,5 milioane de euro între anii 2003-2005. Și firma lui Mihai Găinușă a înregistrat în aceeași perioadă venituri de peste 1 milion de euro. Potrivit datelor de la Ministerul de Finanțe, în perioada 2005-2013, ați avut un venit lunar de 53.000 de euro pe lună din activitățile de televiziune. Acest lucru înseamnă că în 9 ani ați încasat aproximativ 5,8 milioane de euro cu firma noastră de producție cinematografică și de televiziune. Însă, din 2014, când ați încetat colaborarea cu Mihai, încasările ambelor firme au scăzut. Astfel, dumneavoastră ați avut în 2018 venituri de numai 5.000 de euro pe lună. Mihai Găinușă a pierdut și mai mult și chiar dacă a fost implicat în alte proiecte radio și de televiziune, firma lui a mers numai pe pierdere din 2016, motiv pentru care a fost nevoit să o închidă. Vreau să știu dacă v-a transformat televiziunea în milionar. Urmează întrebarea. Unde-ți doi? Averea crește? Unde-ți doi averea crește, dar cel mai bine crește averea unde sunt nemții. Și am să vă spun de ce. Eu la bază am terminat ASEU, sunt economist. Firma Prima TV a fost deținută de Cristian Burci. Când ajunsesem să aduc banii de la radio ca să plătesc echipa să nu plece... După care a fost deținută de
SBS Television, care a fost cumpărată, de fapt, ei au cumpărat, dar nu știu cum a făcut, au fost cumpărați de ProSiebenSat.1 și televiziunea și radio. Au fost cei mai buni ani ai noștri. Și financiar, și în dezvoltare, cei mai buni ani ai noștri. Și nemții au un statut pe care și-l respectă. Preferă să piardă ei decât să nu-și respecte un angajament. De-aia au și plecat din România, pentru că în România au început să apară fel de televiziuni plătite de fel de patroni care vreau să apară în televiziune și care nu erau, oamenii respectivi nu erau plătiți de piață, de piața de publicitate care trebuie să-i plătească. Nu. Nemții erau corecți, în schimb. Ei plăteau, ei investeau. Când un editor de-al meu a plecat, s-a dus la o altă televiziune și mi-a zis că el are rate de plătit și el plătește de 4 ori mai mult, a zis, eu n-am cum să-ți dau banii ăștia. Din piața reală nu se fac banii ăștia. Când s-a întors după un an, nu l-a mai primit. Așa că unde-s nemți, afera crește. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. În 2020, presa v-a numit moșier de Brăila după ce ați solicitat împreună cu fratele dumneavoastră retrocitarea a 50 de hectare de teren în județul Brăila, moștenire de la mama dumneavoastră, confiscate de autorități în timpul regimului comunist. Ați reușit să recuperați doar 10 hectare din cele 50 moștenite. Toți jurnaliștii au scris că sunteți proprietarul mai multor imobile din capitală pe care le închiriați. În 2017, un scandal derulat într-una dintre clădirile dumneavoastră a ținut prima pagină. S-a scris că v-ați enervat atât de tare pe chiriași, încât, citez din presă, a făcut un scandal monstru. A urcat, ne-a tăiat curentul de la siguranțe și a început să țipe, să înjure. Era supărat că era un aer condiționat stricat și curgea apă pe jos și spunea că îi distruge casa. A strigat la toată lumea. Mai era nemulțumit de faptul că i-a lăsat pe chiria să fumeze pe balcon, dar aceștia au aruncat chiștoacele pe geam, iar grădina este plină cu mucuri de țigară. Apoi a pus siguranțele la loc și a plecat, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Cei care au asistat la scandal au fost șocați. Urmează întrebarea roșie. Cât de ușor vă ieșiți din fire? Păi, ați aflat că sunt destul de coleric. Cred că după ce s-a întâmplat cu viața mea, am devenit mai calm. Există totuși situații în care îmi ies din fire, dar nu atât de rău încât să fac lucruri pe care le-aș regreta. Da, așa s-a întâmplat. Era o firmă care nu dădea doi bani pe nimic, între timp nu mai e chiriașă, și care avea un aer condiționat care mergea și care curgea pe parchet. Parchet. Încălzirea fiind prin parchet. Și normal, când m-am dus, le-am tăiat curentul, ca să-i fac atenție, pentru că erau, sunau forex, sunau oameni să-i convingă să bage bani în piață. Și era un vacar. Și am tăiat curentul ca să mă asculte. Uite, așa, nu e normal ceea ce faceți, nu mi se pare, n-am ușor niciodată, nu-mi permit. Și am dat drumul și am plecat. Asta e povestea. Dar de coleric, așa este felul meu de a fi. Dar pe cât de repede mă aprind, pe atât de repede mă sting. Adică, într-un fel, e mai bine decât un AVC, e mai bine o exprimare liberă. Mulțumesc. Continuăm cu o întrebare roșie. Ați fost un băiețel plăpând și foarte slab, care de-abia se atingea de mâncare și de aceea la școală vi se spunea musca țețe în patru bețe. În ultimul timp însă, kilogramele în plus v-au adus tot felul de comentarii dure în mediul online. La rândul dumneavoastră, în 22 de ani de carieră, ați realizat ceea ce ați numit emisiuni de opinie care se folosesc de umor
criticând fără milă vedetele autohtone. În 2001 ați inventat celebrul slogan „Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare”, o formulă salvatoare pentru a evita sancțiunile Consiliului Național al Audiovizualului, dar și eventuale procese ale victimelor dumneavoastră. Formula este acum folosită de toate televiziunile. Vă citez. Pamfletul înseamnă să îi spui unuia că e prost, dar fără a folosi acest cuvânt. Eu cred că ești ca noaptea. Asta înseamnă pamfletul. Vreau să-mi spuneți cât de greu este să faci pamflet într-o lume ghidată de principiul politically correct. Urmează întrebarea roșie. Aveți limite în pamflet? Aici sunt... Sunt două opinii, sunt două idei mari legate de umor. Eu am să vorbesc de umor, acum nu neapărat de pamflet. Pamfletul înseamnă sarcasm, păi mai mult decât tu. Dar noi am făcut emisiuni de opinie care se foloseau de umor. Și există două curente. Primul curent este că poți face, poți râde de orice. Charlie Hebdo. Deci nu există limită în ceea ce privește libera exprimare, pe care să nu o poți atinge. Charlie Hebdo a avut niște caricaturi, la un moment dat, groaznice, dar era libertatea lor de exprimare. Cel de-al doilea val, care acum în America foarte prezent, este cel cu politically correct, care, culmea, a născut la umor incredibil. Deci pe cât își doresc ei să respecte politically correct, pentru că este viitorul, atât de multe stereotipuri s-au născut și atât de multe stand-up-uri și atât de multe lor de opinie haioase s-au întâmplat, încât cred că și cel de-al doilea, cea de-a doua idee o să intre ușor în prima. Deci, nu știu, personal n-aș trece o anumită limită. Chiar n-aș trece o. Păi, dar e personal. În schimb, libertatea de opinie uneori te duce către acele lucruri pe care, chiar dacă nu vrei să le auzi, da, e bine să le auzi. Este exact ca definiția democrației. Vă dau timp. Definiția democrației a fost dată de Rațiu, 92. Și, din păcate, n-a înțeles-o nimeni. A spus el așa, am să mă rog și am să mă bat cu toată puterea mea pentru ca tu să ai dreptul să n-ai aceeași opinie cu mine. Așa e și numărul. Exact ca definiția democrației dată de Rațiu. Dau timp. Numai gata. Mulțumesc. Sunteți pasionat de cinematografie. Ați văzut filmul Nașul de cel puțin 20 de ori, iar producția Underground, regizată de Emir Costuriță, ați spus că ați urmărit-o de 7 ori într-o singură săptămână. Ați povestit cu mult umor ce vi s-a întâmplat prima dată când ați mers la film după accidentul de la schi. Vă citez. Era filmul Unknown cu Liam Neeson, care era un fel de asasin plătit. Și când am intrat în sală, am nimerit fix când cade ăla din mașină, se lovește la cap și se trezește conectat la aparat în spital cu amnezie. Zic, ia uite la ce film mă duc eu. Am vrut să ies. Urmează întrebarea. Ce v-ați face fără simțul umorului? Cred că n-aș fi eu. Cele mai grele momente ale mele au fost cele după accident, în care abia mă tram, eram, mă rog, nu vreau să mă aduc aminte. Dar până și atunci aveam, înțelegeam perfect situația în care sunt. Unul care venea de la radio, vorbea non-stop, bla, bla, nu putea să lege două cuvinte. Unul care nota 20 bazine pe zi, 7 zile pe săptămână, nu putea să note 4 bazine. Dar eram foarte conștient de treaba asta. Adică întotdeauna am tratat chestia asta cu umor.
ca și povestea cu filmul. Zic, ia uite, unde mă duc și eu la film să văd în film, ci-l văd pe ăla, la aparat exact, parcă știu de undeva, parcă îl cunosc de undeva. Nu știu dacă se trage din familie, dar aș vrea să o povestesc ceva legat de un unchi de-al mamei mele, culmea, fratele bunicii, nenea Corneliu, care ne-a învățat pe toți franceze. El fiind profesor de franceză, se numea Corneliu pentru că a fost botezat de Zelea Codreanu și a schimbat numele. În perioada comunistă a avut tot felul de probleme din cauza acestei cozi de topor legată. Bun. Domnul profesor a trăit până la 97 de ani. A murit acum un an. Vreau să spun că ultimii trei ani i-a făcut într-un azil. Și în acolo un fel de purgatoriu. Dar avea o minte atât de deșteaptă, de isteață, încât îi mergea până și momentele alea în care era, știa unde se află, știa ce se întâmplă, știa, până și atunci avea mor. De exemplu, vine la mine într-o zi și spune, până am dus să-l vizitez, ce faceți, nenea? Vă dau timp. Ce faceți, nenea? Foarte bine, aha. Băi, Șerboane, te ajută aminte că ți-am povestit eu noi și zici că eram toți o cașcă de băieți. Și ne-am însurat cu toții, bă, și rămăsese unul, avea 47 de ani și era neînsurat. Bă, și a venit ăsta, frate, cu o domnișoară, mamă, bă, frumoasă, bă, frumoasă, și brunetă și înaltă. Și mai tânăr cu 20 de ani, că el, mă, de ce am toți terminat? Frumoasă, frate. E, Șerbane, am întâlnit-o după 50 de ani. O vezi pe baba aia de acolo? Urâta e. Deci, cred că e din familie, totuși. Bine, mulțumesc. Mergem mai departe. Ați spus că încă de când a apărut Facebook-ul, v-ați dat seama de importanța online-ului. Citez o declarație mai veche a dumneavoastră. Era singurul canal de comunicare în două sensuri. Tu spuneai ce aveai de spus, dar și cei care te priveau îți spuneau lucruri ție. Vor funcționa și la noi podcasturile și posturile de radio online, dar încă nu suntem educați în sensul ăsta. Ați fost un vizionar. Pentru că în ziua de astăzi podcasturile se bucură de mare succes. Avem și o conexiune foarte bună la internet, iar dumneavoastră, încă din 2017, ați realizat o emisiune matinală pe Facebook și YouTube. Urmează întrebarea. Care este viitorul televiziunii? Bună întrebare. Bună întrebare. Asta poate să fie albastră, ok. Ca și situația, dar... Să revenim. Întotdeauna când au apărut medii noi de exprimare, întotdeauna mediilor vechi li s-a pus cruce. De exemplu, a apărut radio, a zis, presa scris cărțile la revedere. N-a fost chiar așa. A apărut televiziunea, radio a murit. Nu e chiar așa. A apărut internetul, canal de socializare, televiziunea a murit. Nu e chiar așa. În continuare, cele mai mari venituri din publicitate, cele mai mari bugete, se duc în televiziune. E adevărat că se duc foarte multe și online, dar una e să ai 40.000 de clienți, cât sunt influencerii, și alta e să ai 30 de televiziuni. E o altă piață. Că de fapt 30 de televiziuni sunt cele care contează și 10.000 de oameni sunt influenceri și așa mai departe. Și atunci, economic vorbind, televiziunea încă este o piață care nu poate fi ignorată. E adevărat că, din păcate, televiziunea din România accept către un public facil. Nimeni nu își dorește să readucă publicul tânăr pe televiziune. Tot se concentrează asupra celor care au trecut de o anumită vârstă și care sunt acolo, în televiziune. Se uită. Tot se concentrează pe ei. Și nu e bine neapărat. Am făcut experimentul ăsta când am înființat, când am refăcut împreună cu colegii mei de atunci, Rock FM. Un an de zile a trebuit să le spunem oamenilor, cei care ascultați rock, există un radio care difuzează rock, deși nimeni nu mai difuză asta. O televiziune pentru publicul tânăr ar putea să existe foarte bine în paralel cu aceste canale care
ar canibaliza-o, dar ar putea să existe, să se ajute de ele. Din păcate, nimeni nu-și dorește asta. Nimeni nu-și dorește în România un... Italia 1. Italia 1 este o trebuie de oameni tineri. Mulțumesc. Deși v-ați retras din emisiune în 2011, formulele ulterioare de Cărcotaș nu au funcționat, așa că în 2015 ați revenit la Cronică. După alți aproape 6 ani, în 2021, ați făcut următorul anunț. Eu voi mai apărea pe sticlă doar atunci când o să am ceva important de spus. Am decis să mă retrag, fiindcă eu consider că ceea ce aveam de demonstrat pe sticlă s-a cam încheiat. Acum a venit timpul să arăt că mai am ceva de spus și în afara acesteia. În prezent vă desfășurați activitatea în spatele camerelor de filmat și vă ocupați mai mult de conținutul emisiunii. Urmează întrebarea. Adio, dar când reveniți pe sticlă? Nu știu să spun exact, n-am avut niciodată intenția de a ajunge pe sticlă, nici măcar când am început să fac Cronica pe sticlă. Era atât de greu să transpui ceea ce scriam, că eu scriam. Și am încercat cu vreo 3 inși să spună ce scriam eu acolo, dar scriam destul de verbal și era complicat. Și atunci am luat papagalul și m-am pus eu. Nu e o treabă comodă, pentru că cel mai bine eu scriam metro. În metro mă uitam la oameni și aveam o inspirație deosebită doar să-i văd, să văd spectacolul lumii. E, în momentul în care apar la televizor, oamenii nu se mai comportă așa, când ești pe lângă ei, știi? Și atunci inspirația din metrou s-a dus. Mă rog. Revenind, nu pot să știi niciodată. Dacă eu consider că nu e bine, cum am considerat atunci când nu mergea treaba, s-ar putea să revin. Nu e nimic bătut în cuie. Nu mai sunt eu ăla cu părul așa, nu mai am 50 de kilograme, nu mai vorbesc coltenește și nici atât de repede, dar încă mai am ceva de spus. Mulțumesc. Și mergem cu ultima întrebare. Ultima? Pe blogul dumneavoastră vă descrieți ca fiind un tip orgolios, greu de contrazis și cu o gură mare și rea. Vă citez. Cârcotaș e cel care este veșnic nemulțumit, care are tot timpul ceva de comentat, mai mult sau mai puțin argumentat. Nu v-a fost niciodată teamă de reacțiile celor pe care i-ați parodiat în emisiune și nu ați dat atenție articolelor în care de-a lungul anilor se vorbea despre un blestem în viața dumneavoastră. Vă citesc din nou. Eu zic că poți să te încadrezi în planul ăla divin doar dacă vrei tu. Eu sunt un ateist gnostic, adică ăla care crede că există ceva. Nu are nicio dovadă că există ceva, dar crede cu tărie că există. Întrebat dacă vă considerați norocos, ați răspuns așa. Noroc ar fi fost dacă nu mi s-ar fi întâmplat anumite lucruri, dar Dumnezeu îi încearcă pe cei care pot să ducă. Eu nu am vrut niciodată să renunț la viață. Ar fi fost o dovadă de lașitate crasă. Urmează întrebarea. Vă simțiți iubit de Dumnezeu? Asta este o întrebare foarte grea și greu de răspuns la ea, dar da, mă simt. Mulțumesc. Acestea au fost cele 40 de întrebări. Mulțumesc pentru că ați acceptat și sunteți aici la 40 de întrebări. Cei care ne urmăresc, văd pe micile ecrane un tabel. Ați răspuns tuturor celor 40 de întrebări pe care vi le-am adresat și ne-au mai rămas la dispoziție 4 minute. Dacă sunt chestiuni pe care v-ați fi dorit să vă întreb și eu nu am făcut-o, dacă sunt detalii în care mi-au scăpat sau dacă sunt lucruri pur și simplu pe care vreți să le menționați, acum este momentul și după aceea va urma evaluarea mea. Da, mi-am făcut mare plăcere, n-am mai fost de foarte mult timp la un interviu, pentru că în general interviurile se filmează semi-profesionist și sunt podcasturi.
așa cum am zis la un moment dat în anii ăștia. Cred că, în general, o emisiune de interviu ține foarte mult și de calitatea celui care vine, dar cel mai mult ține de cel care ridică mingii la fileu ca să fie trase. De-aia țin să vă mulțumesc pentru invitație și pentru faptul că întrebările roșii au fost cam roz. Mă așteptam să fie mult mai rele. Vă mulțumesc în numele meu și al echipei mele pentru că sunteți aici la 40 de întrebări. Pentru că în niciun moment nu am discutat, nu mi-ați cerut întrebări. Este o certitudine faptul că eu nu dau întrebări, dar este foarte important să văd așa o prezență și o atitudine din partea invitatului. A fost o reală plăcere să vă am aici, în fața mea. Sunt conștientă și mă uit ori de câte ori am ocazia la rubrica pe care noi o avem în cadrul emisiunii pe care dumneavoastră o realizați. Despre modul în care eu v-am perceput, vreau doar să punctez discuția pe care am avut-o despre sistemul de valori și unde mi-a spus acolo la baza piramidei cuvântul și ideea de corectitudine și faptul că ați spus că sunteți un om corect. Despre evaluarea așa, la modul general, îi las pe toți cei care ne-au urmărit să vă evalueze și să se poziționeze așa cum fiecare dintre ei a simțit acest interviu și v-a simțit pe durata celor 40 de întrebări. Mulțumesc frumos, Șerban Huidu, pentru prezența. Eu mulțumesc. Dragi telespectatori, am ajuns la finalul emisiunii 40 de întrebări. Săptămâna viitoare vom fi din nou în fața dumneavoastră cu un nou invitat și cu noi întrebări. Mulțumesc pentru atenție. La revedere!